am pregătit locul unde voi replanta bulbii de lalele. Haideți să vedem cum punem lalele pentru anul viitor. Am stabilit mijlocul locului și acum vom trasa 3 cercuri concentrice. Perfect. Primul. Al doilea. Mai aproape. Aproape cu 40 de centimetri. Și ultimul, mai în interior, încă 40 de centimetri. Să văd cercurile? Da. După ce am trasat cercurile, iau un plantator și vom înfige bulbii de lale. Revin imediat să iau plantator. Am terminat de plantat bulbii pe șanțuri. La o distanță de 40 de centimetri între bulbi. Adâncimea de plantare trebuie să fie dublu dimensiunii bulbului plantat. Nici foarte adânc. Nu este bine să fie plantată, pentru că la primăvară va răsări foarte greu sau nu va mai răsări deloc. Dar nici la suprafață, pentru că la iarnă vor îngheța. Acum voi acoperi bulbii cu grebla. Voi trage pământ peste ei. Dosul greblei, îl trage pământ.
încet pentru a fi acoperiți. Iar ca ultima operațiune este călcare. În felul acesta se asigură un contact bun al bulbilor cu pământul. Acum, la primăvară, vă aștept să vedem parcela noastră cu lalele din fața casei. Până data viitoare, sănătate multă, numai bine!